Amendă record în Suceava. La doar 20 de ani, un tânăr din Siret se mândrește cu cea mai mare amendă dată de polițiști și de la rutieră pentru încălcarea a numai puțin de 16 reguli de circulație. Nu este nicio greșeală. Abaterile constând în viteză excesivă, mult peste 100 de km la oră în localitate, neoprire la semnal sau deplasare pe contrasens, fiind înregistrate la ore diferite și la indicatori, kilometri diferiți, astfel că au fost cumulate. Mai mult de atât, bărbatul a pornit într-o cursă ca în filmele de acțiune pe străzile din oraș cu echipajele de poliție după el. Mai bine de 70 de kilometri a fost de neoprit. Tânărul s-a ales cu o amendă record de peste 20.000 de lei și, evident, cu permisul suspendat pentru următorii 4 ani. Acesta a fost trimis în judecată în stare de arest preventiv. Este cercetat pentru ultraj și distrugere.